Turița mare sau Agrimonia eupatoria este o plantă erbacee, perenă, cunoscută în popor și cu numele de cornățel, lipicioasă, buruiană de friguri, leușteanul muntelui sau asprișoară. Planta crește spontan prin păduri, pajiști, tufișuri, poieni, din zona de seș până în zona montană. Aceasta prezintă un miros specific, ușor aromat, iar la ingerare prezintă gust amar. Dacă nu știți despre ce este vorba, când o vedeți prin păduri și tufișuri, ați putea crede că turița mare este o simplă buruiană ghimpată, ale cărei singure calități ar sta în coloritul de un galben liniștitor al florilor păroase. Ei bine, studii moderne au confirmat virtuțile tămăduitoare ale plantei, pe care strămoșii noștri le observaseră și le valorificaseră deja. Turița mare este bogată în substanțe amare, tanin, flavone, săruri de siliciu, triterpene, acid ursolic, ulei volatil și vitaminele C și K. Datorită substanțelor pe care le conține, planta are proprietăți astringente, expectorante, antispastice, diuretice, antivirale, homeostatice și antialergice. În scopuri medicinale, se recoltează părțile aeriene ale plantei în timpul înfloririi. Aceasta poate fi folosită atât intern cât și extern, sub formă de infuzie, gargară, cataplasme, comprese locale sau spălături. În mod tradițional, frunzele de turiță mare sunt utilizate pentru a prepara ceaiul, iar florile proaspete sunt folosite pentru a spori aroma vinului și a berii. Planta este bogată în compuși vegetali benefici, care susțin capacitatea organismului de a scăpa de deșeuri. Acești compuși s-au dovedit a fi de natură antiinflamatorie și analgezică. În plus, turița mare are proprietăți diuretice, care ajută rinichii să elimine toxinele în timp ce crește urinarea. Acest lucru duce la curățarea sistemului de lichide în exces și la stimularea rinichilor, determinând corpul să elimine acidul uric și cristalele în exces, care pot provoca multe probleme, inclusiv gută, artrită și pietre la rinichi. Turița mare este clasificată ca o plantă amară. Principiile amare stimulează producția de enzime și acid stomacal, pregătind astfel sistemul digestiv pentru asimilarea optimă a nutrienților din alimentele consumate. De asemenea, poate regla funcțiile ficatului și a vezicii biliare, fiind de ajutor în afecțiunile vezicii biliare asociate cu hiperaciditate gastrică. Cercetări recente sugerează că planta ar putea ajuta la tratarea calculilor biliar și a cirozei ficatului. Conținutul ridicat de tanin, împreună cu efectele sale antiinflamatorii, o fac benefică în special pentru diverse afecțiuni gastrointestinale. Taninurile sale tonifică membranele mucoasei, îmbunătățind secreția și absorpția acestora. Preparatele cu turiță mare pot fi consumate ca un tonic pentru întărirea și protejarea ficatului sau pentru întărirea sistemului osos. De asemenea, cei care consumă această plantă sunt mai puțin predispuși la infarct miocardic, deoarece substanțele glicozide prezente în plantă au efecte deosebite asupra funcționării aparatului circulator. Turița mare a fost folosită de mult timp pentru a calma durerile în gât, laringitele, faringitele, ulcerele gurii și gingiile inflamate. Încă din epoca medievală, a fost utilizată pentru a accelera vindecarea rănilor și sângerarea puternică. Se recomandă în varice și ulcerațiile gambei, fiind de un real folos în tratarea rănilor care se vindecă greu. Proprietățile sale antiinflamatorii ajută la atenuarea disconfortului menstrual cauzat de perioadele grele. O cataplasmă din frunze de turiță mare, aplicată pe cap, este un bun tratament topic pentru migrene.
utilizată seara, poate induce un somn profund. Pentru a induce somnul, puteți pune câteva frunze în pat sau lângă pat, în apropierea capului. Turița mare este contraindicată în cazul persoanelor care au dezvoltat în trecut reacții alergice în urma administrării. De asemenea, nu se recomandă consumul plantei sub nicio formă în cazul bolilor cardiace, în caz de constipație, coagularea rapidă a sângelui, hipotensiune arterială sau ulcer gastric. Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui și ele să evite această plantă. La depășirea dozelor recomandate, pot apărea spasme, eliberarea bruscă de pietre la fiere sau ficat. Infuzia de turiță mare se obține din o linguriță plantă uscată și mărunțită la o cană cu apă clocotită. Decoctul îl puteți prepara amestecând 30 de grame din plantă uscată și mărunțită la 350 de ml de apă. Amestecul se fierbe, fiind utilizat cel mai frecvent în cazul plăgilor hemoragice, a ulcerelor și a varicelor gambiere. Băile terapeutice le puteți realiza cu 200 de grame plantă proaspătă într-un vas cu apă. Amestecul se păstrează peste noapte, după care a doua zi se adaugă în apa de baie. Cura de turiță mare dă bune rezultate în unele stări alergice, manifestate prin urticarie. Un tratament cu ceai de brusture și turiță mare ar putea ajuta la eliminarea pietrelor de la fiere și riniți. În timpul acestui tratament, nu se recomandă alimente care conțin calciu. Pentru varice, mai puteți prepara o cremă din două mâini pline de frunze, flori și tulpini tăiate mărunt la 250 de grame untură de porc. Se încinge untura, se amestecă plantele în această grăsime fierbinte, se lasă să sfârâie în tigaie, se amestecă în continuare timp de un minut, apoi se trage tigaia de pe foc, se acoperă și se lasă la rece peste noapte. A doua zi se încălzește totul ușor, se filtrează printr-o bucată de tifon, iar crema astfel obținută se introduce cât este caldă în borcanele. În concluzie, turița mare este un alt exemplu de buruiană cu efecte terapeutice surprinzătoare. În speranța că informațiile vă vor fi utile, închei aici, nu înainte de a vă invita să vă abonați, dacă nu ați făcut-o, și să-mi lăsați părerea dumneavoastră despre cele ascultate în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine!